Dacă lipsa locurilor de muncă specializate este o problemă arzândă a județului Sălaj, se pare că în ultima perioadă locurile de muncă din domeniul sănătății nu sunt pe placul sălăjenilor. 5 localități din județ sunt în continuare fără medici de familie, iar alte 5 au nevoie de mai mulți medici. Odinioară, un stâlp în buna funcționare a cetății, domeniul sănătății, a căzut în disgrație în România secolului 21. Sănătatea șubredă a acestui domeniu determină o reticiență în rândul populației față de oferta de posturi în domeniul medical. Cum altfel s-ar putea explica faptul că județul Sălaj are 13 posturi vacante de medic de familie? În ședința de colegiu prefectural, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marincaș, a declarat că în comunele care nu este înregistrat niciun medic de familie, serviciile de asistență medicală primară sunt acordate de medicii din comunele de vecinătate. Comunele care se confruntă cu această problemă sunt Coșeiu, Losna, Zalha, Treznia și Zimbor, după cum a menționat și directorul de Sănătate Publică Sălaj. Asistența primară se asigură prin practica individuală a medicilor de familie sau prin diverse forme de asociere a cabinetelor în grupuri de practică. Există un număr de 117 cabinete ale medicilor de familie în contract cu Casa Județeană de Asigurări. Dintre acestea 54 funcționează în mediul urban, 57 în rural, avem și un cabinet asociat în rural și două SRL-uri care au două cabinete în urban și trei cabinete în mediul rural. Cu toate eforturile depuse de noi și de autoritățile locale, există încă 5 comune fără medic: Coșei, Losna, Treznea, Zalha, Zimbor. Menționez ca de fiecare dată, pacienții din aceste comune nu rămân fără asistență medicală. Ei au acces la medicii din comunele învecinate sau pot să se înscrie pe lista oricărui medic de familie pe care îl doresc. Problema deficitului de medic nu se rezumă doar la comunele sălăjene, ci afectează și mediul urban. În prezentarea raportului Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj privind asigurarea asistenței medicale pe domenii de activitate în anul 2016, președintele director general, dr. farmacist Olga Stana, a precizat că în Jibou există 3 posturi vacante de medici de familie, iar în Șimleu Silvaniei încă 2. În total, orașele sălăjene au nevoie de încă 5 medici. În continuare, aceleași 5 localități fără medici de familie, dar și un necesar de medici de familie atât în mediul urban cât și în mediul rural. Neatractivitatea zonelor cele lipsite de medici de familie, principalul motiv rezidă din numărul mic al populației din zona respectivă. 966 Losna, Zalha 908, 1178 Coșei, Zimbor 1004, în condițiile în care numărul optim de asigurați înscriși pe lista unui medic de familie este 1800. Asta pentru acordarea unui serviciu medical de calitate. În județul Sălaj activează 117 medici de familie, dintre care 55 sunt înregistrați în mediul urban. Pentru activitatea acestora din anul curent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate Sălaj a stabilit un buget de 16.514 lei.